Bună seara! Subiectul pe care îl vom discuta în această seară a fost generat de o dezbatere publică care a avut loc săptămâna aceasta și care a fost organizată de UNFPA Moldova, din care rezultă niște realități noi pe care le înțelegem și le percepem despre fenomenul migrației în Republica Moldova. Dintr-un studiu care a fost efectuat, rezultă că nu mai pleacă neapărat cei săraci din țara noastră, dar pleacă și tinerii cu venituri medii și mari, unii își mută chiar afacerile în alte țări și vrem să înțelegem de ce se întâmplă asta. De asta am invitat în studioul nostru în această seară oameni care cunosc și care au contribuit cumva la realizarea acestui studiu, la această analiză. Este vorba de Eduard Mihalaș, analist pe programe Populație și Dezvoltare UNFPA Moldova. Bună seara! Bună seara! Olga Gagauz, demografă la Institutul Național de Cercetare Economică din Moldova. Bună seara! Bună seara! Și reprezentantul guvernării, domnul Adrian Băluțel, ca să ne spună ce au de gând să întreprindă pentru ca acest fenomen să nu mai fie atât de stresant în Republica Moldova. Câteva date doar o să dau din acest raport. 15% din populația din Republica Moldova intenționează să emigreze în următorii 3 ani. Și într-o proporție mai mare este vorba de bărbați care vor să plece. O treime dintre aceștia sunt tineri de până la 34 de ani, adică sunt tineri care își doresc copii și care ar trebui să fie generația viitoare în Republica Moldova. Și una din cinci persoane care vor să emigreze are studii superioare, iarăși este un element nou, iar cei mai mulți care pleacă sunt de la orașe. Și prima întrebare este pentru dumneavoastră, domnul Mihalaș, să ne explicați această tendință legată de schimbarea profilului celor care pleacă din Moldova. De ce se întâmplă asta? Înțelegem că vor să emigreze nu neapărat din motive economice. De ce pleacă totuși? Ținând de oportunități și calitatea vieții în general, nu doar oportunități economice. Până nu de mult, oportunitățile economice sau salariile bine plătite erau un indicator foarte important în procesul de migrație. La acest moment, ne uităm în studiu desfășurat, au răspuns inclusiv și persoane care au salarii foarte mari, da? Peste 20.000 de lei, care oricum intenționează să plece din Republica Moldova. Adică sunt mult mai multe lucruri, factori care influențează procesul de migrație. Salariul nu mai este cel mai important, ține și de alte instrumente, cum ar fi calitatea serviciilor publice, inclusiv în sistemul de educație, în sistemul de sănătate, infrastructura, realizările, inclusiv... Ca să vorbim pe înțelesul oamenilor de acasă, e vorba de școli, da? Școli, spitale, grădinițe, spitale... Deci viața noastră de zi cu zi. Ai ieșit din casă, te-ai dus să iei transportul public. Ești mulțumit de asta? Da, nu. Te-ai dus primul la spital sau te-ai dus la grădiniță sau la școală. Ești mulțumit de serviciile obținute acolo? Da, nu. Și tot, deci tot ce faci noi pe parcursul unei zile influențează într-un anumit mod intenția noastră de a pleca sau nu din Republica Moldova. Și dacă eu am această oportunitate de a merge în altă țară și ce obțin de a încerca, eu o folosesc. Și studiul demonstrează acest lucru. Tinerii sunt primii care au cel mai puțin lucruri care cumva îi leagă deja definitiv de Republica Moldova și ei vor să încerce alte oportunități care sunt în alte țări, în special în țările din Uniunea Europeană. Deci calitatea vieții, costul de trai acolo, chiar dacă este mai scump, deci calitatea vieții este mult mai bună. Da, și un element pe care l-am sesizat în timpul dezbaterii e că unii își mută chiar afacerile. Asta iarăși e interesant. De ce să faci asta? Da, ai o afacere în Republica Moldova, de ce să vrei să o muți de aici? Dacă merge?
Trebuie să ne uităm inclusiv și la cei care revin în Republica Moldova. Deci oamenii, în special tinerii, dacă au plecat din Republica Moldova, șansele ca ei să revină înapoi în țară sunt mult mai mici. Dacă ne uităm la cei care au plecat și la cei care au venit, vedem că în Republica Moldova vin în mare parte persoanele după vârsta de 50 de ani. Da? Deci persoanele înainte de pensionare sau pensionate deja. Tinerii se gândesc că dacă eu am o afacere aici, înseamnă că eu mă pot realiza acolo. Cumva șansele de risc pentru, sau luarea unui risc pentru dânsi este încă ok, dar pot să-și permită să ia un risc, inclusiv să-și mută afacerea într-o altă țară. Dacă vor eșua, vor începe de la zero. Și cumva de asta probabil este și unul din motivele care își mută inclusiv și afaceri. Despre riscuri vreau să discutăm cu doamna Găgăuz, cu dumneavoastră, ca să înțelegem ce efecte pot avea aceste decizii, acest fenomen nou pe care îl observăm în țara noastră pe termen mediu, pe termen lung. Deci pleacă tinerii activi, tinerii care trebuie să dea naștere copiilor în țara asta. La ce ar trebui să ne așteptăm? Deja putem să facem unele totaluri. În anul 2021, Centrul de Cercetări Demografice pe care îl prezint a elaborat un studiu populației Republicii Moldova la 30 de ani de independență. Și calculele pe care noi le-am făcut au arătat că între anii 1998, după ce datele statistice a Republicii Moldova sunt prezentate fără regiunea transnistriană, deci între 1998 și 2021, numărul populației care a emigrat din Republica Moldova și nu s-a întors înapoi constituie peste 900.000 de locuitori. Sporul natural negativ a avut o contribuție negativă mai mică în ceea ce privește dinamica populației. Deci factorul principal care determină numărul populației și structura populației în Republica Moldova a fost și este migrația. Da, ceea ce noi observăm acum, deci unele schimbări în structura și factorii care determină oamenii să plece. Dacă la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, deci a prevalat migrația de muncă, majoritatea oamenilor, în special din mediul rural, plecau la muncă peste hotare. Acum, deja după ce s-au format rețelele sociale, este destul de ușor de accesat piețele muncii în țările din Uniunea Europeană. Tinerii sunt interesați în studii de peste hotare. Deci, de ce noi observăm această creștere a numărului de tineri care sunt orientați să plece peste hotare? În primul rând, o bună parte din acestea aleg să meargă peste hotare la studii. Și multe universități din Uniunea Europeană promovează o politică foarte așa concretă privind atragerea tinerilor din alte țări, dat fiind faptul că și Europa se confruntă cu îmbătrânirea populației, cu scăderea tinerilor. Și pentru a-și menține universitățile, adică duc o politică de atragere a tinerilor din diferite țări. Deci, unele cifre pe care noi am urmărit în ceea ce privește plecarea tinerilor peste hotare, dacă comparăm numărul de studenți care fac studii în Republica Moldova și numărul de moldoveni care fac studii peste hotare, undeva raportul este undeva 20%, adică putem să spunem că fiecare al cincilea studiază peste hotare. Este o cifră foarte mare. Cum a spus și domnul Eduard Mihalaș, sunt oportunități pentru tineri și probabil, pe de o parte, este bine că pot să-și încerce forțele și să acceseze universități prestigioase din Europa. Important e să revină. Important, poate o parte o să revină, o parte o să aibă o experiență bună în alte țări. Deci, lucrurile sunt normale. Normale, nu putem să vorbim despre stoparea, despre interzicerea migrației. Trebuie să înțelegem foarte bine ce trebuie să facem în Republica Moldova ca tinerii să rămână în țară. Un aspect care
poate este mai puțin vizibil și poate este mai dificil de studiat, trebuie să înțelegem că în Republica Moldova s-a format o cultură migraționistă. Care se bazează pe ce? Pe deznădejdea oamenilor, dezamăgire? Se bazează pe exemplele acelor care au lucrat peste hotare, au venit în Republica Moldova și au construit o casă frumoasă și au cumpărat o mașină luxoasă și acel vecin care vede pe un migrant, un altă persoană care are... Deci, și-a permis niște... Și-a permis, da, mai multe lucruri care nu sunt accesibile pentru el, totuși planifică migrația. Multe familii își orientează copiii pentru plecarea peste hotare, mai întâi, cum am spus, la studii, dar adică noi avem deja pe parcursul de două decenii s-a format o cultură că nu găsesc aici un loc de muncă, nu mă gândesc foarte mult. Am un cumetru care lucrează în Cehia sau în Germania. Și un pașaport în buzunar. Și un pașaport, da. De ce să nu plec? N-am ce căta aici, adică nu mă gândesc la asta. Și totodată, chiar uneori, să spun așa, printre tinerii, deci numai proștii au rămas. Așa, se mai zici, da, de expresie. Este percepția asta aici. Da, ce tu ai rămas aici în țară? Dar ea nu este neapărat adevărat, această percepție. Da, vreau să... Dar ea este. Dar ea este, și acest factor, el tot există și trebuie foarte bine să conștientizăm că oamenii deja își leagă succesul lor cu... Plecarea peste hotare. Vreau să revin un pic la întrebarea inițială pe care v-am adresat-o și să pornesc de la niște cifre pe care dumneavoastră le-ați numit în timpul dezbaterii și ați spus că în ritmul pe care, în care noi ne mișcăm acum, avem două scenarii, unul mai puțin prost și unul prost tare, da? Ca să... Zic așa, este vorba de o evaluare pe care ați făcut-o pentru următorii 20 de ani, conform scenariului optimist, ca să zic așa, în cazul în care autoritățile se apucă și implementează niște politici, ar însemna că populația Republicii Moldova va scădea de la 2,6 milioane la 2 milioane, conform estimărilor dumneavoastră, iar dacă lucrurile sunt lăsate așa cum sunt, în 20 de ani populația Republicii Moldova va scădea la 1,7 milioane. Eu m-am speriat, de exemplu, când am auzit aceste cifre, vroiam cumva să le tălmăcim ca să înțelegem, să înțeleagă și ei ce au de făcut și cât e de gravă situația. Este o serie de prognoze care au fost elaborate în baza datelor pentru anul 2018. Uh-huh. Deci noi revizuim prognozele demografice odată la 2 ani și cum ați numit că e prognoza pesimistă, dar ea este și cea mai reală pentru Republica noastră. Deci prognozele, versiunile pe care noi am elaborat în anii precedenți arată că dinamica populației este încă mai negativă decât prognoza noastră. Varianta pesimistă. Aceste prognoze au fost de nenumărate ori prezentate factorilor de decizie. Dar trebuie să înțelegem un lucru, că situația demografică nu poate fi schimbată foarte brusc. Există o tendință care este determinată de structura populației, care s-a format în perioada anterioară. Ce înseamnă structura populației? Este raportul dintre trei grupe mari de vârstă. Tinerii, de la 0 până la 19 ani, populația în vârsta aptă de muncă, cea mai activă, 20-24 de ani, și populația în vârstă, 65 plus. Se vorbește despre îmbătrânirea populației. Noi cunoaștem foarte bine că crește numărul și proporția populației vârstnice în totalul populației. Acest proces în Republica Moldova este determinat de scăderea natalității. Și deja în ultimii ani, inclusiv din cauza COVID-ului, raportul dintre numărul de nașteri și numărul de decese este foarte nefavorabil. În anul 2021, numărul de decese a fost aproximativ de 40.000, numărul de nașteri
aproximativ 30.000. Deci sporul natural chiar și mai mare. Sporul natural negativ se accentuează și această dinamică, încă o dată subliniez, este o dinamică care nu va putea fi schimbată pe parcurs de cel puțin 30 de ani. Aceasta nu înseamnă că trebuie să lăsăm lucrurile așa cum ele sunt, aceasta înseamnă că trebuie să avem o viziune prospectivă, să fie implementate un complex de măsuri, nu numai cele care se referă la migrație, deci da, natalitatea, sănătatea populației și așa mai departe, și trebuie să avem o viziune că doar treptat putem să ajungem la o stabilizare a situației demografice. Peste 30, dar poate și peste 40 de ani. Dar migrația afectează foarte mult din cauza că plecarea tinerilor dereglează încă mai mult această structură, acest raport între tineri, populația în vârstă aptă de muncă și vârstnicii. Da, am văzut acum, a fost un studiu, că sunt localități unde avem 30% din populație trecută de 60 de ani. Asta e, mi se pare foarte, foarte mult. Până în 2040, o treime din populație va fi peste... deci 60 de ani, da? Dacă mi-am aduc aminte corect. Dar până în 2040, da. Iar și tot până în 2040, jumătate din populația Republicii Moldova va avea peste 50 de ani. Adică noi vom avea peste 50 de ani. Dar știți, aceste date și situația din Republica Moldova nu este unică. Da? Toată Europa are exact aceleași probleme. Unele sunt la o etapă mai avansată, altele nu. Ține deja de cum te adaptezi la, și ce fel de măsuri poți să le implementezi. Așa cum a spus și doamna Găuz, deci Moldova este afectată cel mai mult de migrație și guvernul aici are cel mai puțin instrumente de influență asupra migrației. Da? Este fertilitatea și iată, pe fertilitate guvernul are cel mai mult instrument pe care poate să influențeze, plus sănătatea populației. Și la fertilitate, la sănătatea populației poți să vezi un pic rezultatele mai rapid. În funcție la migrație sunt și alți factori. Dacă oamenii, de exemplu, sunt întâlnesc cu corupție. Da. Deci dacă lor pur și simplu nu le place, da, ei se duc în altă țară. Și noi gândim foarte paternalist că oamenii trebuie să stea aici, nimeni să nu plece și să fie cât mai mulți oameni în Moldova. Eu nu văd mare diferență între 1,7 și 2,6 de milioane. Dacă oamenii ăștia o să stea toți aici 2,6 până în 2040 și o să, nu știu, nu o să aibă oportunități, nu o să fie realizați, care este valoarea adăugată a lor? Noi știm că remitențele au o influență foarte mare asupra economiei Republicii Moldova. Deci ei, chiar dacă sunt plecați peste hotare, ei oricum țin legătura cu Republica Moldova. Deci ei finanțează economia noastră. Economia fără remitențe este pe zero. Adevărat, dacă analizăm în felul ăsta, dar dacă analizăm cumva așa cât vedem noi, eu vă spun că eu cunosc sate în Republica Moldova unde nu a mai rămas niciun om. Și acest fenomen va continua. Acolo remitențele nu mai contează. Da. Da. Acest fenomen va continua, deci inclusiv cu cercetători la Institutul Național de Cercetări Economice, am făcut și anterior analize care arată de fapt că în Republica Moldova vor fi create sau se vor forma acești poli economici, da? Că da, zicem așa. Deci câteva orașe sau municipii care vor atrage cât mai multe populații, chiar și din alte raioane, lucru care noi deja îl vedem în mai multe municipii. Acest proces va continua și eu cred că guvernul ar trebui să se focuseze exact pe acest proces de a crea toate oportunitățile în acești poli economici, ca să numim așa. Da, hai să întrebăm și pe reprezentantul guvernării. Așa. Pentru că aceste studii care se fac tocmai pentru a vă ajuta să înțelegeți care sunt politicile pe care trebuie să le elaborați pentru a opri cumva acest fenomen sau pentru a-l amortiza cel puțin. Pentru că așa cum este, ne spun nouă experții că nu e tare strașnic, dar în realitate se pare că e destul de complicat și vrem să știm ce aveți de gând să faceți. Corectați-mă dacă greșesc, mai întâi de toate aș vrea să încep cu faptul că aceste studii inclusiv sunt în interesul autorităților publice și din câte cunosc autoritățile au cooperat împreună cu Fondul Comun pentru Populație, cu Institutul pentru Cercetări Economice. Deci noi ne dorim să avem aceste date, pentru că doar având o imagine foarte clară, detaliată, cu cifre, cu informații, putem să adoptăm politici, să implementăm politici care ar targeta exact aceste probleme. Uh-huh. Acum, migrația este probabil cea mai mare dramă a poporului nostru de la independență încoace, pentru că, în primul rând, a distrus familii,
se cad, dacă vreți, economia de un potențial uman și creează o mare, mare incertitudine de viitor. Ceea ce facem noi acum, și am spus asta și în cadrul dezbaterii care a avut loc, noi încercăm acum să recuperăm toate angajamentele noastre pe domeniul de susținerea populației, politici sociale, politici de stimulare a fertilității, care țara noastră și le-a asumat încă începând cu, de exemplu, cu 2010, 11, 12, în procesul, de exemplu, de integrare europeană. Dar ce anume? În ce constau aceste măsuri? Vă dau exemplu, ca să le înțelegem... Vă dau exemplu că elementele ce țin de promovarea concediului paternal, de exemplu, uh-huh, sau o politică de mai flexibilă de concediu maternal, pentru a stimula mamele de a își lua concediu maternal, dar în momentul în care își doresc să revină la lucru, să poată să o fac, să devină economic activ, aceste recomandări pe care noi acum le implementăm sunt pe agenda guvernului din anul 2014, dacă nu greșesc, din agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Și sunt trâmbițate de mulți, mulți ani de partenerii noștri de dezvoltare, inclusiv agențiile ONU. Și respectiv, acum, în ultimul an, ceea ce am făcut noi într-o manieră extrem de accelerată, pe lângă acordările sau influxul de suport social pentru populație, că ei simt că acest stat își dorește și înțelege că cetățenii au nevoie inclusiv și de bani, încercăm să flexibilizăm cât mai mult oportunitățile pentru tineri, tinerile familiei în special, să facă copii, să știe că pot reveni sau pot deveni economic activi, că pot conta pe o pernă de siguranță din partea statului, financiară mă refer, ca unii să-și dea copiii la grădiniță. Da. Inclusiv pentru aceasta flexibilizăm politicile ce țin de, și o să avem în această sesiune parlamentară o lege cadru care, de exemplu, reglementează creșele, mini-creșele, o practică normală în toată lumea. Explicați creșele, ce înseamnă asta, pentru că nu, nici eu nu știu un ce părinte sau un specialist poate certifica o mini-instituție care are grijă de nu 100-200 de copii, dar de 10-15 copii, de copii de pe o stradă, dintr-o comunitate. Ceea ce la moment legea este extrem de restrictivă. Sau, de exemplu, să permit companiilor, în cadrul companiilor, să deschidă spații care, unde să vină să-și petreacă timp copiii angajaților. Noi susținem, acum lucrăm cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vreau să adaug la ceea ce spune Adrian, exact la aceste domenii. Deci, pe domeniul fertilității, cred că s-a avansat foarte mult în sensul ca statul să ofere suport femeilor și bărbaților să-și atingă numărul dorit de copii. Noi știm că avem mai puțin de 2 copii per femeie, dar își doresc de fapt oamenii să aibă până la 3 copii. Și aici sunt mai multe măsuri care pot fi implementate și practic Republica Moldova acum încearcă să le aplice cam pe toate. Deci ceea ce a spus Adrian este ține de mini-creșă, când o persoană îngrijește de 3-4 copii, da? Pe urmă avem activitatea bonilor, care nu e, sau îngrijiri individuală, da? Care nu este reglementată, da. Și știm tot felul de cazuri mai puțin plăcute, chiar triste, tragice. Deci această activitate urmează a fi reglementată, ca să scoatem din economia informală alte activități care sunt desfășurate inclusiv și de companii. Deci avem la acest moment, împreună cu Ministerul, lucrăm cu 5 companii în care s-au creat spații de joacă pentru copii și aceste companii, iată avem exemplu unei companii care a angajat pe cineva care are grijă de copiii angajaților. De exemplu, dacă a venit mai devreme de la grădiniță sau de la școală sau copilul nu poate fi dus la grădiniță, deci este un spațiu de joacă. Noi am susținut să creăm acest spațiu de joacă în cadrul companiei propriu-zis. Deci sunt mai multe instrumente și legea cadrul despre care spune Adrian, tocmai vine să reglementeze toate acest proces ca să creeze cât mai multe programe flexibile. Dacă femeia dorește să revină mai repede pe piața muncii, să faciliteze acest lucru. Pentru că avem rata de angajare în rândul femeilor este foarte mică. Tocmai pentru că au grijă de copii până la 3 ani, pe urmă e greu să revină la lucru, își pierd anumite competențe. Deci noi încercăm să facilităm. Dacă femeia își dorește să rămână acasă, e ok, nu e o problemă. Dacă dorește să revină pe piața muncii, tot e ok. Încercăm să facilităm acest proces. Și nu e numai rolul femeilor, da? Copiii sunt și dintre femei și bărbați. Deci da. Noi și de asta încercăm să implicăm inclusiv și bărbații în creșterea copiilor, în activitățile casnice, astfel încât femeia când vine acasă nu are încă 3 ore suplimentare de lucru și în schimb bărbații trebuie să fie mai implicați în activitățile casnice. Și în sensul, de exemplu, pe concediu paternal o să permitem
am trecut legile necesare care ar permite, de exemplu, mamelor să opteze pentru un concediu maternal de îngrijire a copilului, îmi cer scuze, de un an și două luni și primește în schimb 90% din valoarea salariului care l-a avut la locul de muncă. Deci cumva să facilităm inclusiv și financiar. Pe lângă elementul de tinerile familiei și ceea ce țin de fertilitate, Eduard a menționat corect anterior că probabil intenția de a emigra din țară este acum formată din, nu doar din elementul economic, adică salariul care l-a, dar dintr-o multitudine de elemente. De exemplu, serviciile publice care, de care un cetățean beneficiază. Și anume din cauza asta, noi privim o bună parte din ceea ce facem și ceea ce face echipa de la guvern ca măsuri care ar permite un confort mai mare cetățenilor să trăiască Republica Moldova. Mă uit acum pe comentarii care apar la această emisiune și unii vă reproșează. Vorbiți de infrastructură socială, dar se închid în continuare grădinițele și școlile. În sensul ăsta, cum răspundeți la... Școlile în continuare nu se închid. Ultima nu a fost închis. Din câte cunosc eu, nu a fost un număr sistemic de închidere. Au fost mai mult deciziile consiliilor raionale sau locale care au dus la închiderea câteva școli. Dar ceea ce vreau eu să menționez este că când vorbim de infrastructura școlară, mulți părinți care au plecat peste hotare decid să-și ia copiii, nu pentru că s-a închis școala din sat, dar pentru că la școala din sat cade acoperișul și sunt 5 copii în clasă și calitatea educației de acolo acord, este una mică. E argument. Deci, când noi vorbim despre infrastructură calitativă, vorbim de acei poli de creștere, vorbim de grădinițe care, sau școli care sunt bine dotate, care corespund unor standarde europene și care permit inclusiv accesul la aceste școli a unor copii din localitățile mai mici, unde nu este economic fezabil să ai asemenea grădiniți. Pentru că nu poți să investești 10 de milioane, o școală bună costă 10 de milioane de lei. Și nu poți să investești cu părere de rău într-o localitate cu 200 sau 100 sau 50 sau 20 de copii. 200 asta e mult. Da. Avem localități cu 30 de copii la grădință. Și ca să-mi finalizez gândul. Deci, pe segmentul de servicii sociale, primul, de exemplu, încercăm să lichidăm prin digitalizare să lichidăm cât mai mult rândurile. Cetățenii să primească, dacă nu o plăcere, cel puțin să nu aibă un disconfort de la a utiliza serviciile acestui stat. Avem o politică extensivă pe domeniul dotării spitalelor. Majoritatea spitalelor din Republica Moldova în ultimul an și urmează pe viitor să primească dotări moderne, să aibă, de exemplu, ecografie, tomografie, ca să nu se formeze rânzi la serviciile medicale. Mulți cetățeni inclusiv din acest motiv pleacă. La fel și cu școlile și grădinițele. Avem în strategia națională pentru dezvoltare ambiția să dezvoltăm grădinițe și școli după un anumit standard european, unde părinții se cunoască că ei își trimit copiii la o școală care nu este mai rea decât, de exemplu, una din România. Și toate acestea la un loc să formeze un mediu ambient plăcut pentru viață. El depinde... Da. Este greu să asigurăm acest lucru pentru că pe lângă servicii și ceea ce face statul este și o percepție generală că lucrurile se mișcă în direcția corectă și este greu să spui oamenilor că tot o să fie bine când la granița țării vecine avem un război. Deci nivelul de optimism el la fel trebuie stimulat, dar noi nu dăm mâinile jos, înțelegem că în acest puzzle de probleme trebuie să avem soluții pe fiecare palieră și pe fiecare palieră încercăm să livrăm. Da, eu sunt un copil, fost copil, care a făcut 7 km ca să meargă până la școală și încă 7 înapoi. Atunci, părinții noștri probabil n-au plecat, nu ne-au scos din Republica Moldova, pentru că asta era cam imposibil în perioada aceea. Acum, eu nu știu dacă sunt părinți care ar accepta ca copilul lui de 6 ani, cât aveam eu, 7, când mergeam distanța asta, să o facă în fiecare zi prin glod cu cizme de cauciuc și așa mai departe. O mare parte din școlile care au fost optimizate, de exemplu, au beneficiat de rute de transport organizate la acea școală, de autobuze școlare care sunt puse. Unde sunt drumuri? Dumneavoastră ați mers mulți ani în urmă. Acum ambiția este ca acest lucru să se întâmple după un model vestic pe care nu noi îl vedem unde există la acest transport. Cum n-a fost drum așa și nu este drum. Da, asta e. Da, asta e o problemă. Sunt multe probleme de genul ăsta. Da. Prea multe sate. Numai un pic, revin la ce discutam un pic mai devreme cu dumneavoastră, pentru că e un comentariu bun a domnului Radu Plugaru, unul din oamenii care înțeleg că e cumva în temă și spune așa, de fapt oamenii cu bani
au în Moldova acces la infrastructură mai bună decât peste hotare. Vorbește cu diplomați, adică îmi zice să vorbesc cu diplomați. În Moldova avem grădinițe private, spitale private, la care nu trebuie să aștepți cu ani programare în școli private și multe alte lucruri. Lucru care se întâmplă în Republica Moldova și judecând din ceea ce scrie, omul are dreptate. Că în Moldova sunt și aceste instituții private. Și atunci... Și oricum plec. Da. Și atunci... Nu sunt accesibile. Da, sigur că... În primul rând, nu sunt accesibile pentru toate categoriile de populație. Da? Sunt școli private, dar pe care pot să-și permită doar familiile cu venituri mari. Dar mai este o problemă. Da, noi putem să deschidem școli, putem să le modernizăm, putem să avem rute, dar nu sunt profesori. Și aici cadrele didactice... Deci e problema îmbătrânirii forței de muncă. Și deja sunt unele domenii care sunt foarte îmbătrânite. Adică asta înseamnă că în aceste domenii predomină specialiștii care sunt în vârstă de 50-60 de ani și peste. Și tot este un factor foarte important. Și domeniul educației mi se pare că este unul din cele mai îmbătrânite. De asemenea, situația este similară, se observă și în domeniul ocrotirii sănătății, în industrie, adică noi deja pe piața muncii din Republica Moldova se resimte deficitul de cadre. Da, numai un pic, trebuie să luăm publicitate, dar mențineți gândul pentru că revenim în scurt timp și discutăm în continuare. Pentru a controla factura, consumă responsabil energie electrică, termică și combustibilul. Banii tăi fac bani lunar, iar tu petreci mai mult timp cu cei dragi. Deschide acum un depozit ascendent în lei de la OTP Bank și beneficiezi de rată fixă de 17% anual, depuneri nelimitate și dobândă la închidere anticipată. Mai mult, ai parte de un cadou garantat. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el alt îți duce în partea și el alt. Satul nostru a murat cu totul altfel de când cumoriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai mult valut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt.
Nu știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Мы стреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la ulicu, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крелей косы, да мы можем. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din marii actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile, Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! La subiectul vast, ca să zic așa, vreau să înțeleg efectul pe care l-ar putea avea această migrație masivă asupra efortului Republicii Moldova de transformare în general. În primul rând, dacă acest proces de migrație va continua și dacă guvernul ar implementa anumite programe care să faciliteze migrația circulară, da? Adică oamenii din Republica Moldova merg în altă țară, lucrează câteva luni, se întorc în Republica Moldova, pe urmă iar merg, iar se întorc. Deci acest proces va ajuta foarte mult, inclusiv în dezvoltarea Republicii Moldova. În procesul de transformare, de fapt, toate domeniile care le știm noi acum, ele ar trebui, de fapt, să se adapteze la procesele migraționale, la procesele demografice. Deci, dacă luăm ca viziune că în 2040 vom avea jumătate din populație peste 50 de ani, 17% din populație va fi peste 70 de ani, ceea ce înseamnă că sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit pentru o populație îmbătrânită.
mortalitate mai înaltă, copiii mai puțini, maternitățile care sunt să fie bine echipate ca ele să poată oferi servicii cel puțin în câteva regiuni bine dezvoltate. Deci acești poli economici să fie pregătiți de a atrage toată forța de muncă, cei din localități să fie foarte ușor pentru ei să vină într-un municipiu și seara să revină în localitatea în care el locuiește, dacă vrea să rămână la sat. Economia, de fapt, deci nu o să mai avem suficientă forță de muncă, va trebui să atragem forțe externe, ce sunt imigranți în Republica Moldova, ce se întâmplă deja acum în Republica Moldova pe anumite domenii, dar acest proces va continua, sau automatizarea unor procese, da, avem la nivel global utilizarea de exemplu, roboților în economie, acest lucru ar trebui, este un element care poate fi inovator, care poate fi utilizat pentru economia Republicii Moldova. Guvernul urmează mâine să aprobe Strategia Națională de Dezvoltare 2030. Este a treia oară când acest document se aprobă, deja de-a treilea guvern a fost în 2017-2018, 2019 și acum sperăm să fie ultima dată, pentru că este un document susținut de parteneri. Se schimbă viziunea, cum vedem noi Moldova 2030, este drept fiecare guvern să-și aprobe propria viziune. Asta ultima variantă care urmează să fie ok, în opinia noastră? El include foarte multe din recomandările elaborate sau propuse de către parteneri de dezvoltare. Important ca acesta să fie implementat. Unul din punctele cheie, ceea ce este bine în acest document, este că se pune accentul pe oameni, deci pe calitatea vieții. Ceea ce spuneam că, de fapt, duce la migrația oamenilor. Cel mai important este cum acest document va fi implementat. Și fiind membru asociat sau viitor membru a Uniunii Europene, cred că asta ar oferi foarte multe avantaje pentru procesul de transformare care le menționați dumneavoastră, ca acestea să aibă loc în Republica Moldova. Deci Moldova nu este singura care trece prin procesul demografic. Dacă ne uităm la Germania, are o populație îmbătrânită, ei atrag migranți. Spania, Italia, populația îmbătrânită. Deci ceea ce se întâmplă în țările europene va trebui să adaptăm la contextul nostru și să le implementăm, să fim gata către o populație, de exemplu, de 1,7 milioane, o populație îmbătrânită, mai puțină forță de muncă tânără și să vedem cum economia noastră, cum țara poate fi dezvoltată, ținând cont de această populație. Deci populația după 50-60 de ani nu ar trebui să ne gândim că gata, este doar pentru populația pensionară. Da? Cum rămân cât mai mult pe piața muncii dacă oamenii își doresc asta? Dacă au un sistem de sănătate bun, pentru că avem foarte mulți bărbați, deci speranța de viață în rândul bărbaților este foarte, foarte mică. 65-66 de ani și va continua să rămână foarte joasă în următoarele decenii dacă sistemul de sănătate nu este îmbunătățit, dacă alcool, tutun, deci toate aceste fenomene nu sunt reduse. Deci, ce folos că să avem mulți copii, de exemplu, dacă ei oricum o să moară tineri, da? Dacă sistemul de sănătate nu o să fie unul bun, ca să menține, deci populația să rămână, să îmbătrânească aici. Da, cum ați descris dumneavoastră tablou, ar trebui să ne așteptăm la badante din China în timp apropiat. Uitați-vă, deci noi trebuie să fim pregătiți pentru ca noi suntem o țară care nu este izolată de alte țări. Da? Dacă oamenii să vină aici, este foarte bine. Noi aveam acum, de exemplu, mulți oameni din Ucraina care cumva contribuie la piața forței de muncă. Avem încă oameni în Republica Moldova care, deci, dacă ne uităm la tinerii, deci 29% din tineri care nu lucrează, nu învață și nu fac niciun fel de instruire, da? Este un procent foarte mare. Deci ei pot fi utilizați pentru piața muncii. Dacă ne uităm la cine intră în acești 29%, mai mult de jumătate sunt femei, fete femei, care în mare parte au grijă de copii. Deci aia, iată, legile care au fost menționate de către Adrian pentru a facilita revenirea femeilor pe piața muncii, de fapt, ar ajuta economia. Deci să creștem nivelul de implicare a femeilor pe piața muncii, ca ele să le fie ușor să aibă și copiii, dar să revină și acasă, să revină mai devreme de la lucru, să aibă un salariu motivant aici. Deci sunt fenomene foarte complexe, dar în care este nevoie de lucrat în următorii ani. Spuneați un pic mai devreme despre migrația circulară și efortul pe care ar trebui să-l facă guvernul pentru ca lucrul ăsta să fie posibil. Ce ar trebui să facă guvernul la modul practic pentru a încuraja migrația circulară? Adică oamenii pleacă, fac bani, vin înapoi. Ei, în primul rând, ce fac cu banii când vin înapoi? Da? Ei investesc în consum propriu-zis sau investesc, de exemplu, în afaceri? Da?
Plus la asta, ca să facilităm atragerea, inclusiv a persoanelor care sunt în alte țări, discutam în pauză despre aceste acorduri sociale, dacă se poate primi pensia în Republica Moldova. Eu cunosc persoane, sunt la vârstă de pensionare, au peste 60 de ani, au mers 2-3 luni în Italia, s-au întors în Republica Moldova, deci cheltui banii aici. Deci acest proces, inclusiv de negocieri cu alte țări, cum populația din Republica Moldova, care cumva s-ar duce acolo permanent, de fapt să fie atrasă înapoi în țară. Recent a fost lansat programul PARE 1+2, care cumva ar facilita deschiderea de către afaceri aici în Republica Moldova. Deci probabil investițiile în afaceri ar fi unul din instrumentele care, prin care poate atrage migranții să fie implicați de fapt în migrația circulară. Vă gândiți la mecanismul ăsta? În primul rând, acest mecanism se dezvoltă pe cale naturală din momentul în care noi avem acordul de asociere și circulația fără vize. Aha. Pentru că până la regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană erau două opțiuni. Ți-ai luat viza sau ai plecat pe o cale ilegală și nu te poți întoarce sau stai acolo și ești conectat la locul de muncă unde ai plecat. Acum, odată cu regimul liberalizat de vize, sunt extraordinar de multe oferte, în primul rând, de muncă sezonieră. Unii oameni știu că au previzibilitate, că în fiecare vară merg la careva munci sezoniere în Uniunea Europeană și pe restul parcursului an au o mică afacere, o gospodărie țărănească în care au o activitate economică aici acasă sau eventual un loc de muncă. Într-al doilea rând, sunt extraordinar de multe practici și companii din Republica Moldova care facilitează că sunt grupuri de oameni care merg în turi la munci peste hotare și este o poziție, nu știu, de exemplu, în Germania, în care merge pe 3 luni o persoană, revine acasă pentru că perioada de ședere fără viză este 90 de zile, după care este următoarea persoană și sunt 3 colegi din aceeași localitate care se schimbă pe aceeași poziție. Bun, asta se întâmplă în mod firesc. Întrebam ce se gândește să facă guvernul pentru a încuraja oamenii să revină. Ca să încurajăm migrația circulară. Pentru a încuraja să-și deschidă afaceri aici și să-i tragă ceva în țara asta. Migranții care au o migrație circulară și au resursele de bani pot inclusiv aplica la programul PARE 1+2. Asta este primul lucru. Într-al doilea lucru, cred că este, noi punem extraordinar de mult accent pe subvenționările în agricultură. Înțelegem că multe din aceste persoane care merg la munci sezonieri lucrează, de fapt, în domeniul agricol. Pe segmentul agricol, acum avem inclusiv subvenționări pentru microproducători. Și în această categorie, desori cad persoanele care au fac afaceri în agricultură la nivel de gospodărie țărănească, deci la nivel de casa lui, unde el crește ceva în grădină sau are câteva animale care vinde produsul lor. Respectiv, acest lucru deci nu este o politică specifică pentru migrația circulară, este mai degrabă un set de acțiuni în care oamenii care știu că sunt aici 9 luni de zile pe an și 3 luni sunt într-o țară la o activitate economică circulară, au un set de opțiuni pe care pot să le exploreze. Și acum, din perspectiva statului, noi ne dorim o mai mare previzibilitate și o integrare mai mare în Uniunea Europeană și un proces integraționist doar va facilita conexiunile. Deci pentru aceasta nu cred că este nevoie de o politică specială. Este nevoie de o mai multă interacțiune sau interconectare economică care se întâmplă pe măsură ce noi avem o mai mare integrare în Uniunea Europeană. Spuneți-mi, sunt angajamente pe care Chișinău și le-a asumat în domeniul demografiei prin semnarea acordului de asociere? Nu sunt careva angajamente specifice pe dimensiunea demografică, sunt mai degrabă recomandări în planul de acțiuni cu Uniunea Europeană, care a fost până în 2020 și care o să fie și în următorul plan. Dar ele țin mai mult, de exemplu, de accesul de politicele despre care noi vorbeam că guvernul deja le implementează. De exemplu, pe facilitarea fertilității, revenirea femeilor în câmpul muncii, drepturile copilului, accesul la educația copiilor, accesul la grădinițe, la educația timpurie. Deci, acestea nu sunt cu caracter imperativ, deci ele nu fac parte din angajamentul, din condiționalitățile UE, dar fac parte din recomandările UE, pentru care Republica Moldova inclusiv primește asistență de la partenerii de dezvoltare Uniunii Europeană inclusiv. Da, o să deschidem, o să îngustăm un pic, dacă pot să zic așa, subiectul înainte de pauza de publicitate și o să-l continuăm după pauza de publicitate și o să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Găgăuz, pentru că, iarăși, din acea dezbatere care a avut loc,
Am înțeles că intenția de emigrare este de peste 8 ori mai mare la persoanele care planifică să-și schimbe domiciliul în interiorul Republicii Moldova. Asta tot am zis că s-o tâlmăcim pentru oameni să înțeleagă cum se întâmplă asta și de ce. Da, în acest chestionar a fost așa o întrebare, dacă planificați în următorii 3 ani să schimbați adresa în interiorul țării. Nu a fost concretizată această întrebare, dar presupunem că persoanele care planifică să-și schimbe adresa vor să-și îmbunătățească condițiile de trai. Adică pleacă dintr-un sat, pleacă la oraș. Vin toți... Dintr-un sat la oraș sau deci cei care pleacă, deci, vorba era despre migrație peste hotare. Deci planifică poate să-și cumpere un apartament, să-și îmbunătățească condițiile de trai. Aha. Și migrația în cazul dat deci evoluează ca o resursă pentru acumularea banilor și pentru schimbarea poate apartamentului sau casei. Deci asta ceea ce a arătat studiul. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să completez la ceea ce a spus și Eduard și domnul Băluțel. Este un aspect care trebuie să ținem permanent în vizor. Numărul de copii în familie prezintă un risc pentru sărăcie. Declarăm că e o bucurie. Un risc de sărăcie din cauza că familiile cu 3 copii, peste 40% din familii trăiesc în sărăcie. 40? Peste 40%. Foarte mult. Foarte mult, da. Deci aici noi vorbim despre diferite măsuri, grafic flexibil pentru muncă, grădinițe, deci stimularea, creșe. Da, creșe ca stimularea mamelor ca să iasă la muncă, dar sunt diferite categorii de populație cu necesități diferite. Mamele de la oraș, într-adevăr, se confruntă cu problema de îmbinare a rolurilor profesionale și familiale. Nu este suficient numărul de locuri în creșe, grădinițe. Adică este o problemă. La sate avem problema sărăciei, problema accesului la serviciile educaționale, la serviciile de medicale și așa mai departe. Avem o problemă foarte mare ce ține de sănătatea populației. Pe parcursul deja mai mult de 3 decenii, speranța de viață la naștere nu a crescut semnificativ. Creșterea este foarte lentă și nivelul mortalității este foarte înalt, în special în rândul bărbaților în vârstă aptă de muncă. Așa, un indicator am să aduc ca să fie mai clar și mai simplu. Din generațiile tinere, da, probabilitatea ca bărbații să ajungă la vârsta de 65 de ani constituie 60%. Doar 60% care sunt în vârstea mai tineri din fiecare generație o să ajungă la vârsta de 65 de ani. Deci n-apuc pensie. Da, o să decideze înainte de această vârstă. Pentru femei acest indicator este mai bun, mai favorabil, 80% o să ajungă la vârsta de 65 de ani. Deci Republica Moldova pierde potențialul uman din cauza mortalității prematuri. Dar a fost analizat fenomenul ăsta? De ce se întâmplă asta? A fost în comparație cu alte state? În primul rând, nivelul de trai este factorul principal care determină nivelul mai înalt mortalității. Adică ne alimentăm cu ce găsim? Da. Da, bem comportamentul respectiv, dar este și impactul indirect al migrației, din cauza că pleacă persoanele mai sănătoase și aici tot este un factor care nu ne permite să avem un progres mai vizibil în acest domeniu. Dar problema sănătății copiilor, alimentației copiilor este una importantă, doar nu contează doar câte milioane vor fi o să trăiască în Republica Moldova? 1.700.000 sau 2.000.000. Dar este important nivelul de educație, sănătatea populației. Dacă ești sănătos, înseamnă că ai să ai posibilitatea să lucrezi mai mult. Da.
Dacă ai un nivel de educație mai înalt, respectiv, ai să ai și condițiile de lucru mai bune și alt comportament față de sănătate proprie. Deci, trebuie să vorbim nu doar despre numărul populației, dar despre calitatea populației. Numai prin creșterea calității, prin îmbunătățirea condițiilor de trai, dar și prin îmbunătățirea potențialului uman, putem să obținem rezultate în aceste programe, strategii care au fost conturate. Dacă nu vom avea oameni, nu vom avea persoane calificate, o să fie foarte greu da, de obținut. Da, foarte interesant tema ați pornit. Luăm publicitate și revenim. Se apropie sezonul rece, iar AviClima vine cu o soluție economă de încălzire a casei. Pompele de căldură Cooper & Hunter funcționează atât pentru răcire, cât și pentru încălzirea aerului. Dar vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc.
chef de gătit. Arta de a învinge poftele. În fiecare weekend. La Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la ulițe, ca будто ca Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей класса, да, мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Viș. Da, revenim cu ultima parte a emisiunii. Trebuie să ne grăbim un pic, pentru că sunt mai multe lucruri pe care vreau să vă mai întreb. Dar discutam în pauza de publicitate acum despre, și un pic m-a șocat cifra pe care a spus-o doamna Gagauz, că în Republica Moldova muncesc doar 33% din populație. Mi s-a părut infim. Și în situația asta eu mă gândesc ce o să se întâmple un pic mai încolo cu sistemul de pensii, pentru că înțeleg că pensiile se achită tot din cotizațiile oamenilor care muncesc acum. Ce fac sistemele dacă nu vin bani? Această cifră pe care am anunțat-o în pauză de publicitate, că în Republica Moldova salariații constituie în jur de 730-750 de mii de persoane, deci cei ce prezintă din numărul total al populației 33%. Rata de ocupare în Republica Moldova este foarte scăzută, doar 40% ca din populația economic activă. Ceea ce, în comparație, de exemplu, cu Suedia, care are cel mai înalt nivel de ocupare, uh-huh, este de două ori mai puțin. Deci în Suedia 80%, în Republica Moldova 40%. Plus noi avem undeva 24% din populație economic activă care sunt, deci, sunt ocupați în sectorul informal. Asta înseamnă că ei nu plătesc impozite. În ce scuziua? Ăștia, pe ăștia aveți în vedere sau care primesc salarii în plic? Nu numai. Deci la această categorie se referă și acei care primesc salarii în plic și acei care sunt autoocupați. Aha. Respectiv, deci nu fac aceste defalcări în sectorul bugetar. Deci problema cu ocuparea forței de muncă este una din cele mai acute în Republica Moldova și avem până când, pe de o parte, la noi există un deficit al forței de muncă calificate. Companiile, mai ales din municipiul Chișinău, deja resimt acest deficit, dar forța de muncă poate să fie în localitățile rurale. Care nu are de muncă. Care nu are de muncă și acces la locurile de muncă este destul de dificil. Avem populația inactivă, procentul celor care sunt inactivi este foarte ridicat. Deci acel potențial al forței de muncă de care posedă Republica în Moldova în prezent încă este subvalorificat. Adică pe de o parte vorbim despre deficit, pe de altă parte plătim șomeri. Da, și deci șomeri, șomajul la noi este foarte scăzut, mai scăzut decât în alte țări, că populația nu se înregistrează la
De ce? Indemnizația e mică? Nu are rost? Nu din cauza indemnizației, din cauza că sunt încadrați în migrația de muncă și rata de șomaj la noi este 3,6%, în țările, așa, deci șomajul natural se consideră la 6%. Deci este mai scăzut decât indicatorul care se indicatorul care se consideră natural. Deci, scăderea populației, pe de o parte, scăderea populației, pe de altă parte, deci proporția populației în vârstă aptă de muncă, conform prognozei, rămâne destul de favorabilă, peste 60% din numărul total. Deci, important este ca forța de muncă să fie valorificată. Deci, crearea locurilor de muncă... Numai o întrebare vreau și nu știu cine o spate să-mi răspunde. Știu că este o proporție care e firească și care nu e firească. Dintre angajat care achită pensia unui bătrân. La noi, care este... 1:1, aproximativ. Dar în mod normal, cât ar trebui să fie? 4:1. Sau cum e? Nu, asta nu este un indicator normal. La 1 nu este normal. Deci, când a fost perioada de creștere continuă a numărului populației, deci a fost această proporție de 1, deci 4:1, pe urmă în scădere. În alte țări, desigur că aici depinde de ocupare. De ocuparea populației. Cu cât mai multe persoane vor fi ocupate în câmpul muncii, cu atât mai favorabil va fi acest raport dintre populația ocupată și populația neocupată. Deci nu trebuie să ne referim doar la numărul populației, la structură. Aici populația economic activă și populația neactivă. V-ați gândit ce faceți cu sistemul de pensii dacă... La moment, de exemplu, creșterile, care să achite, la moment, creșterile de pensii sunt făcute după o formulă care nu dezechilibrează sistemul. Deci, chiar dacă noi putem să asigurăm la moment, am asigurat două valuri de creștere de pensii semnificative și după formula actuală, indexarea din primăvară ar trebui să fie una la fel, o creștere semnificativă de pensii. Asta se întâmplă într-o formulă asigurată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în care sistemul nu se dezechilibrează. Acum, într-adevăr, pe termen lung este o mare problemă că mai multă lume va avea nevoie de pensii, mai puțină lume va cotiza. Da. Acum, acest lucru se rezolvă prin două elemente de bază. Prima, creșterea productivității celor care deja sunt încadrați în câmpul muncii. Ceea ce înseamnă că acum creșterea productivității ca persoanele care sunt încadrați să facă muncă mai înalt calificată, mai productivă, care ar produce mai mulți bani. Și respectiv ei scotizează mai mult. Asta și ar însemna o creștere a veniturilor populației economic active și resurse mai mari pentru a acoperi nevoile de sistemul de pensionare. Într-un al doilea rând este evident că eu cred că noi trebuie să nu uităm de cei care pleacă și să asigurăm posibilitatea pentru cetățeni să revină acasă sau să utilizeze capitalul lor care îl acumulează odată plecați în economia Republicii Moldova. Și pentru asta, de exemplu, știu că Ministerul Finanțelor lucrează pentru a asigura o posibilitate, de exemplu, de investiții în obligațiuni sau hârtii de valoare la nivel local sau dezvoltarea pieței de acțiuni în Republica Moldova, ca cetățenii să nu investească doar în consum sau doar în imobili, cum la noi practic, fiecare strânge bani să-și cumpere un apartament, fiind pisticotare, dar să investească inclusiv în economia activă. Și acest lucru să aducă bani în Republica Moldova, care iarăși ar genera o mai mare randament economic a cetățenilor care lucrează aici. Noi avem un program extins de, sau încercăm prin misiunile noastre diplomatice să promovăm mai multe acorduri bilaterale de protecție socială, ceea ce înseamnă că mai multă lume care revenea acasă la bătrânețe să poată să-și aducă pensia cu ei și astfel să nu pună presiune mai mare pe sistemul de pensii din Republica Moldova solicitând pensia minimă, cum desuori se întâmplă. Asta ar fi un mecanism destul de atractiv pentru mulți. Dacă s-ar implementa, nu știu dacă acest mecanism deja este valabil pentru multe țări, cu Italia, de exemplu. Acum, astăzi, am votat în Parlament acest lucru cu Spania, cu Republica Franceză, cu România, dacă nu greșesc. Deci, dacă nu greșesc eu, peste 10 state care deja sunt La modul practic, asta cum se întâmplă? Sistemul de pensii de acolo transferă bani în Moldova și Moldova achită pensionarului de aici? Foarte interesant.
Spuneți-ne dacă vedeți riscuri legate de sistemul de pensionare pentru următoarea perioadă, ani. Totul depinde de câți bani vor fi plătiți la buget și câți bani vor fi plătiți. Eu îmi fac griji deja. Noi toți ne facem griji. Important este cum, de fapt, va fi structurată economia, da? Și cât de bine pregătită va fi pentru o populație îmbătrânită. Dacă statul va facilita ca persoanele, dacă după 63 de ani, după pensionare, să le facilitezi să rămână pe piața muncii, dacă ei își doresc acest lucru, și în foarte multe țări europene acest lucru se întâmplă, da? Inclusiv prin promovarea îmbătrânirii active și alte instrumente de a încuraja persoanele să rămână active și să nu se gândească doar la partea de pensionare, dar și să rămână să pe piața muncii sau să facă studii sau, nu știu, să facă alt tip de activități. Sistemul de pensionare, în general, va fi o presiune pentru Republica Moldova. Inclusiv și, deci, îmbătrânirea populației, la un moment dat, va duce și la creșterea vârstei de pensionare. Probabil nu acum, dar mai târziu acest lucru se va întâmpla. Este practic inevitabil și, mă rog, mărimea pensiilor cu siguranță nu va fi foarte mare din ceea ce estimez eu, pentru că nu va avea, dacă nu va avea foarte multă populație activă care se contribuie la contribuie, deci pensiile nu putem aștepta pensii foarte mari. Pe de altă parte, fiind membru al Uniunii Europene sau fiind asociați cu Uniunea Europeană, acestea ne oferă și anumite oportunități. Să sperăm că moldovenii care merg acolo, calitatea vieții în Republica Moldova va crește, da? Acei poli economici despre care vorbeam și care ei cumva se conturează în Republica Moldova, vorbim de Chișinău, Cahul, Ungheni, alte municipii din Republica Moldova, ar facilita, de fapt, ca populația Republicii Moldova să revină în țară, să activeze în acești poli economici, să contribuie la economia Republicii Moldova. Atunci când avem neangajare, da, persoanelor care, doamna Bebu spunea că stau în mediul rural, deci rolul statului este să faciliteze legătura unei persoane, dacă ea vrea să el să lucreze, dar să poată migra din sat în acest municipiu și eventual să se întoarcă în satul respectiv. Avem acum foarte multe populații care se conturează în jurul acestei municipii, da? Sau care atrag cât mai multe populații și în special persoanele tineri sunt mai tentate chiar să își cumpere un apartament sau o locuință în apropierea acelui municipiu, în loc să facă această navetă în fiecare zi sau o dată la câteva zile. Deci, cum spuneam, este pur și simplu nevoie de restructurare a sistemelor așa cum le știm noi, pentru a fi pregătiți la aceste schimbări demografice, inclusiv finanțarea bugetelor publice locale, da, autorităților locale. Ele trebuie să țină cont de dinamica populației. Lucrăm în acest moment cu Ministerul Muncii și Puterii Sociale și cu Institutul de Cercetări Economice de a face prognoze a populației pentru fiecare raion în parte. Astfel încât, de exemplu, dacă știm că în 10 ani acolo nu o să ne fie copii, da? Nu are rost să investești în acest moment în construirea unei școli care peste 10 ani să nu mai fie niciun copil. Sau dacă știm că o să fie prea mulți copii în acea localitate sau în acel raion, să fie suficiente grădinițe, creșă, deci locuri în care persoanele să se poată realiza și, în același timp, autoritățile locale se ocupe de atragerea de agenților economici, ca să existe și locuri de muncă. Deci, situația este complexă, dar există experiența țărilor europene care poate fi implementată în Republica Moldova. Spuneam exemplu Germania, dar și țările nordice. Ele, în general, sunt considerate ca un exemplu în foarte multe domenii, inclusiv și în domeniul demografic. Deci, pur și simplu, trebuie să ne adaptăm sistemele noastre pentru o populație, pentru un alt tip de structură a populației. Acum mă gândeam, dacă există niște estimări, cam cât ar trebui unui cetățean al Republicii Moldova ca să nu mai vrea să plece din Republica Moldova? Există? Sunt estimări? Da, chiar și în cadrul institutului nostru au fost făcute unele calcule referitor la acest minim care ar acoperi necesitățile primare. De la 20 până la 25-27 de medic, ceea ce în comparație cu salariul mediu care există pe economie, de vreo câteva ori mai mult. E problema în dezvoltare economică. În
Faptul că în aceste 30 de ani nu a fost obținut așa un progres semnificativ în dezvoltare economică, de fapt s-a reflectat și asupra demografiei. Acum factorul demografic are deja un efect negativ asupra dezvoltării economice. Deci trebuie să fie făcute calcule foarte exacte, așa cum a spus Eduard, că trebuie să avem cifre, trebuie să știm foarte bine ce se va întâmpla peste 5, peste 10 ani. Și totodată trebuie să fie promovate politici foarte concrete pentru localități. De exemplu, în localitățile în care gradul de îmbătrânire deja este foarte înalt, în care acum deja nu există școală, probabilitatea că această localitate se va dezvolta în viitor este foarte scăzută, din cauza că populația tânără va fi orientată spre centrele raionale sau spre sate mai mari, unde vor fi școli, grădinițe, creșe, da, infrastructură. Și totodată întreținerea acestei infrastructuri în satele mici, unde a rămas populația doar în vârstă, o să fie cu mult mai scumpă. Dar apare altă întrebare, totuși trebuie să asigurăm și condițiile de viață decente și pentru acei bătrâni care rămân în aceste sate mici. Da. Da, și ei trebuie să aibă acces la servicii de sănătate, acces la serviciile publice, deci o mulțime de probleme care se conturează. Și asta e cu atât mai complicat cu cât ei, pe măsură ce îmbătrânesc, se mișcă mai greu și nu pot și să... mai izolați. Da, și sunt mai izolați, da, și nu pot să vină la Chișinău pentru... Deci trebuie să fie propuneri concrete, planuri concrete de mutare acestor persoane, poate în localități unde va fi această structură, infrastructură accesibilă. Știți, deci, la noi relațiile dintre familii sunt foarte puternici, inclusiv între generații, da, între tineri și între părinți, bunei, copii. Noi avem un program prin care tinerii din sate, împreună cu persoanele vârstnice din aceleași sate, îi învățăm persoanele vârstnice cum să utilizeze telefonul mobil și cum cu acel telefon mobil să acceseze serviciile publice. Da? Dacă eu vreau să-mi programez la medic, cum mă programez la medic, dacă la CNAS, da, ca să-mi recalculez pensia, sau cum să folosesc pentru anumite servicii publice împreună cu agenția de guvernare electronică. Deci încercăm să-i ajutăm să utilizeze, ținând cont că populația va scădea, deci vom avea o populație mai îmbătrânită, cum aceste persoane pot utiliza digitalizarea, care este una din prioritățile guvernului, pentru a rămâne, deci pentru a putea în continuare beneficia de servicii publice. Și știm că nivelul de utilizare a tehnologiei informaționale în rândul persoanelor vârstnice este foarte mic, deci cumva guvernul va trebui, ținând cont tocmai de acest proces de depopulare sau de reducere a numărul populației din sate, să gândească instrumente de a menține legătura cu aceste persoane și inclusiv noi ca fiind, deci tineri, vârstnici, adulți, cum menținem aceste relații dintre generații pentru a susține, deci pentru a finanța cheltuielile, ca zic așa, da, altor persoane. Și eu cred că acest lucru va continua în pofida la aceste schimbări care vor avea loc în localitățile rurale. Da, puțin timp mai avem, dar țin neapărat să vă întreb. Am văzut și în statistici tot se reflectă această cifră. În pandemie, dorința moldovenilor de a pleca din țară s-a redus un pic din ceea ce s-a văzut. Acum vreau să vă întreb cum a influențat războiul din Ucraina asupra acestei intenții a moldovenilor de a pleca din Republica Moldova. Iarăși nu știu cui se adresează această întrebare. Până când nu sunt așa. Nu sunt măsurători. Nu sunt așa statistici, dar pe parcurs, da, o să apară. Dar așa, din observațiile noastre, migrația nu se stă. Deci, războiul nu oprește migrația. Nu oprește migrația. Poate depinde. Deci sunt schimbări care în direcția de est, deci migrație spre Rusia. Aici avem o reducere, o scădere foarte mare. Deci au fost vreo 300.000 de migranți moldoveni în Federația Rusă și această cifră, dacă nu greșesc, a scăzut până la 76 aproximativ. Deci iată, ce a fost, da, migrația circulară în Federația Rusă. Și asta, până la mobilizarea lui Putin. Asta a început din 2014, când situația economică a început să se răutățească în Federația Rusă
și respectiv mulți migranți s-au reorientat din considerente economice. A, nu mai avea rost să muncești la ei? Că... A apărut și regimul liberalizat de vize, da. Și era economic mai rentabil migrarea în... deci acele 200 și ceva de mii de persoane n-au revenit în Republica Moldova, doar s-au reorientat către țările membre a Uniunii Europene. Aici, da, sunt și factorii externi care tot influențează aceste intenții, accesul și la transport, din cauza că transportul s-a scumpit foarte mult, deci această deplasare în alte țări, și aici tot oamenii își calculează unde să plece, în ce scop să plece. Cert este că, dacă îmi permiteți, da, războiul din Ucraina, cu părere de rău, nu adaugă mai multe argumente pentru cetățenii din Republica Moldova să rămână în Republica Moldova. Deci, pe fundalul războiului, evident că oamenii au incertitudini. Noi avem situația cu regiunea transnistreană, unde la începutul războiului am văzut destul de multe îngrijorări și tensiuni în regiune. Autoritățile au reușit să păstreze o politică și o atitudine în care să nu permită escaladarea situațiilor, dar oamenii oricum percep, și asta cred că o simte toată lumea în societate, un anumit grad de anxietate, de îngrijorare referitor la ceea ce se întâmplă. Da. Și asta este natural. Acum, și acest lucru evident probabil o să contribuie la faptul că mulți tineri specialiști bine calificați se orientează către plecare. Ceea ce este important de făcut în acest context este să arătăm că în Republica Moldova va fi în continuare pace, va fi în continuare liniște și indiferent de crizele cu care se confruntă guvernul, va fi o politică vis-a-vis de a reține specialiștii, de a asigura locuri de muncă acasă, de a asigura o politică socială echilibrată. Acest lucru va fi greu de făcut, vă spun, pe fundalul unei imagini sumbre din Ucraina, dar acest lucru nu este energetice și a tuturor repercusiunilor, da, din cauza la război, pentru că trebuie să admitem că o bună parte din crizele cu care se confruntă populația acum este inclusiv din cauza războiului. Da, adevărat. Un minut jumate mai avem. Foarte scurt vă întreb, că am auzit în timpul dezbaterii o propoziție care cumva parcă mi-a stârnit un fel de surâs, dar s-a spus așa, accesul la internet scade natalitatea și crește numărul celor care vor să plece. Și vreau să vă întreb asta cum se întâmplă. Nu, este o asociere mai mult cu anumiți indicatori care s-au analizat în cadrul studiului. Noi avem dar acces la internet. Persoanele mai educate care au acces la internet, de regulă, au un număr mai mic de copii decât persoanele mai puțin educate. Deci aici cu internet sau cu nivelul de educație. Da, bun. Eu vreau doar să adaug. Foarte la început emisiunii ați menționat 15,5% doresc să plece în următorii 3 ani din Republica Moldova. 15 fix. 15,5. Deci în 2023 vom face din nou acest studiu exact pe aceleași persoane și sperăm că acest număr de 15,5 va scădea. Da, sperăm să vedem. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi. O să vă mai invităm. A ieșit o discuție foarte faină. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Numai bine. Acum la internet acasă MOL Telecom cu viteză de până la 1 gigabit și primești cel mai performant echipament Wi-Fi 6 pentru acoperire perfectă în toată casa. În plus, ai un an de televiziune gratuit.